Ana Maria Prodan l-a certat pe Laurențiu Reghecamf și la mormântul mamei. Ce datorii are la Ionela Prodan? Ana Maria Prodan nu a ezitat să-l certe pe Laurențiu Reghecamf și la mormântul mamei sale, astăzi când s-au împlinit patru ani de la decesul acesteia. Impresara susține că antrenorul are datorii uriașe la cea care i-a dat viață. Ana Maria Prodan a organizat astăzi parastasul de patru ani de la moartea mamei ei, Ionela Prodan impresarea a mers alături de câteva persoane la mormântul din cimitirul Belu, acolo de unde a făcut și câteva declarații despre ce au însemnat acești ani fără cea care i-a dat viață. Printre altele, Ana Maria Prodan a amintit și de datoriile pe care Laurențiu Reghecam fleare la Ionela Prodan. Ea susține că el ar fi trebuit să-i dea milioane de euro regretatei artiste, iar mai mult, acesta nu a fost alături de ea în ultimele clipe de viață. Ana Maria Prodan spune că în timp ce se afla cu mama ei la diferite tratamente în diverse țări, Laurențiu Regekampf era în Emirate și de atunci ar fi început să fie un om cu totul diferit. Regekampf e cel mai dator la mama, nu eu. Milioane ar fi avut de dat Ionelei Prodan. Asta e fost regretul vieții mele, durerea că exact în perioada în care Regecamf trebuia să fie alături de mine, de familie, de noi toți, el în anul ăla a luat o razna. Lui i s-a părut că vai, dacă eu am plecat cu mama prin Cuba, Mexic, Turcia, prin toate țările ca să o salvez. El a rămas singur și a căzut în nenoricirea asta a vieții încât mama mea cred că se învârte în mormânt și de să iasă să-l salveze pentru că l-a iubit atât de mult. Era atât de fericită că era mândru. Asta era mândria pe care eu o imprentam așa, a spus Ana Maria Prodan la Antena Stars.